Salut, și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, să ce împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru voi, pentru că, din ce am înțeles, în oraș s-a întâmplat ceva foarte, foarte special și incredibil. Opa. Și anume, Blue s-a căsătorit cu iubita lui. Ia uitați-vă! În secret! În secret! Și au făcut și trei copii! Deja? Mamă, ia uite ce avem aici! Deci au făcut trei copii. Și eu am ceva informații din surse sigure, că nu sunt doar trei, ok? Sunt mai mult de trei. Doar trei, okay. Vedem noi aici, dar sunt mai mult de trei, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like, o să mergem să vedem care-i trebușoara. Eu sper să nu fie răi. Nu știu dacă să fie răi sau nu. Poate sunt prietenoși, uite cum arată fetița roz. Zici că-s prietenoși? Eu nu cred că-s prietenoși. Nu știu ce să zic, uite, parcă au făcut în pamper și lor. Nu știu ce să zic, dar așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Hai să strângem la episodul de astăzi. Eu zic așa, eu zic să strângem peste 21.000 de like-uri, ok? Începem de sus, hai să vedem. Stai, capitanule, stai. Ce pisică, nu vrei atâtea? Dar spune, nu. Dar câte? Dar spune 20... Da? 3.000 de like-uri. 23.000 de like-uri vrea pisica, ok, hai să vedem, așa, și tu, Mihai, câte zici? 24.000 de like-uri? 24.000 de like-uri, hai să vedem, uite, ei vor 9.500, deci ei vor mai puține like-uri. Acum, nu știu câte o să se strângă, dacă ați apăsat acolo pe butonașul de like, vă mulțumim din suflet. Și hai, urcați-vă și voi aici în iaht. Hai, capitane! Hai să pornim spre oraș! Vă țineți bine? Nu prea! Țineți-vă bine, țineți-vă bine! Că plecăm, Mihai! Băi, eu zic să vă țineți bine! Că mergem, ușor, ușor, dar ajungem spre oraș. Ia să vedem, cum avem aici? Mă duc sus! Nu te duci sus, că poate pici! Și n-am colac de salvare! Aoleu, da! Vezi că trecem printr-o zonă de întunecoasă! Da, văd. Ok. Da, gata, lumină din nou. Stai că ajungem la mal, ajungem la mal. Țineți-vă bine, da? Da. Bac viteză, wow! Wow! Bac viteză! Mihai, grijă! Aoleu, nu cred că e bine ce s-a întâmplat. Aoleu! Cred că... Știi că nu poți parca aici? Da, uite că pot. Cred că n-am voie să parchez aici. You can't park here, mate. Ia uite, parcare cu stil. Da, nu cred că e idee bună. Uite, cine e acolo? 9 din 10. Cine e acolo? E cardul cheie de pândește. Da, văd, e la buchet. Ok, știi care e faza? Că toți au câte o variantă bebe și cartul încheiat are variantă de bebe. Știu. Și mi-e cam frică puțin, că știi care e faza? Noi acum suntem, acum în Bebeville, ok? Și în Bebeville sunt foarte mulți bebe, că de-aia se cheamă Bebeville. Dar mi-e un pic frică de cum se uită cartul încheiat la noi. Hai să... Deci că vreau să-ți dea amendă pentru cum ai parcat. Da. Hai mai bine. Bă, dar stai, e o casă aici. Noi n-am investigat care e situația. Dacă hai, aici se află toți bebe. Hai să vedem. Nu știu ce să zic, capitanul. Ia să intrăm noi aici să vedem care e situația. Careva pe aici? Vreun bebe pe aici? Nu știu. Bebe cartul încheiat! Ce faci, domnule? Bă, dar mă bate! Ia asta mă o secundă. Da, ai văzut cât de încet, da? Păi eu văd, dar nu prea mi se pare corect. Hei, alo, stai cu minte! Stai cu minte, bebe cartul încheiat! Stai cu minte, stai cu minte! Doamne ferește că... Ia du-te, bă, de aici. Du-l la plimbare, du-l la plimbare. Să-l duc la plimbare? Ia du-te la plimbare, hai. Du-te la plimbare, dar pleacă de aici. Uite, du-te la plimbare acolo, pe plajă. Nu mai era cartul. Unde? Ce face? Mușcă din pod? Mușcă din pod? Urmărește. Ia uite-l. Tu, ferește. Ok, eu sunt foarte curios să văd unde sunt prietenii curcubeu cu bebe lor. Adică asta mă interesează pe mine. Că pe cartul cat bebe l-am mai văzut, dar na. Hai să mergem pe aici, că poate găsim. Hai să vedem. Ce drept înainte pe aici să... Uite că văd pe cineva. Este bebe chiar cartoon dog. Bebe cartoon dog. Ok, da. Bebe cartoon dog, n-avem treabă cu tine. Pleacă de aici, lasă-ne în pace. Pleacă. Ok. Așa. Ce să vedem pe cine mai vedem, pentru că e zonă plină de bebe de ăștia, bebe monștri. E orașul lor, practic. E orașul lor ăsta. Se duc la muncă, se duc la școală, adică... Bine, în afară de ei o să-i vedem și pe părinții lor, da, deci aveți grijă. Ia, ce e aici jos? E ceva acolo jos. Și cum putem intra acolo. Fiți atenți, bebe, cartoon mouse. Cartoon mouse. Hai, lasă-ne. Pleacă de aici și lasă-ne, că avem treabă. Avem treabă importantă. Bebe... Ia uite-l, mă, da, bebe Freddy. Ia lasă-l, mă, ia. Ce face? Tot mă bate, mă, ia asta. Îmi dă una, capitan. Ia, du-te, bă, acolo și lasă-ne.
Du-te acolo și lasă, închide ușa, închide ușa. Gata, închide ușa, închide ușa. Nu! Voi știe să deschidă ușa? Știe să deschidă? Nu știe, nu știe. Ia uite ce soare! Găsi spațiu. Dar n-are ce să facă. N-are ce să facă. Hai, stai acolo liniștit, băiete, stai acolo liniștit. Ok, deci putem să mergem drept înainte. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva? A venit mămica ta cu chetul. Ok, deci mă gândeam că o să apară la un moment dat. Nu știam exact când o să apară, dar mă gândeam că apare. Doamne ferește, lasă-ne în pace că avem o misiune importantă. Doamne. Trebuie să mergem să îi felicităm pe părinții Blue. Da, corect. Să le vedem bebe. E totul ok acolo. Da, dar crezi că ei o să fie foarte prietenoși? Dacă ăștia nu sunt prietenoși, eu cred că nu. Ce să zic, capitanule? Eu cred că nu prea o să fie atât de prietenoși. Aoleu. A venit tatălui, a venit tatălui. E normal. A zis, bă, vă luați de bebeul meu? Da, dar de fapt nu. Până când? El se ia de noi. Nu invers. Păi da, asta zici noi, că noi mergeam liniștiți pe stradă și dintr-o dată... Mâine la acolo. Nu, trebuie să-i dai așa, trebuie să... Au venit și copcii! Au venit copcii lui! Ai făcut mișto! Am făcut mișto de el și au venit copcii lui! Da! Doamne, ce ciudățenie! Ia stai așa! Ia că poți lua, bagă coși, bine. Bagă coși, așa! A mers! Frumos! Ok, interesant! Bebe Huggy! Lasă-te! Și auzeam ceva sunet ciudat, dubios! Am crezut că atunci când ai curs aude sunetul ăla, dar nu avea sens. Bă, da, face urât rău de tot. Da. Doamne. E ciudat. Asta să-mi pun ringtone la telefon când sună, să fac așa. Sau alarma de dimineață. Dacă faci așa, ia stai că e aici ceva. Opa. Nu știu, că sunt tot felul de zone și trebuie să investigăm situația. Nu știu dacă... Băieți. Ce? E Kili Willy. Da. Aveți grijă că ăsta are tatălui Kili Willy destul de mare, nu vreau să ne întâlnim cu el. Da, nici eu n-aș vrea. Nu prea aș vrea să mă întâlnesc cu el. Păi pe aici n-ai cum, deci tu doar pe jos putem. Da. Bă, dar unde ori fi ăștia noi, când nu-i găsesc? Ia stai o secundă. Da, uite ceva aici, putem coborâ. Ia stai că a găsit Mihai ceva. Oare ajungem unde cred eu? Nu știu. Unde crezi, ia. Ceva canalizare, dar... Tot în jos, ia uite. Sau nu? Sau e un pasaj pe sub hartă? Nu știu. Oraș? E Bebe Siren Head, a apărut chiar în spatele tău, uite-l. Pe lângă. Doamne, mamă, ferești. Uite cum arată aici. Ok, mi-e lipsește o bărcuță pe aici. Clar e un canal, clar e un canal, dar... Ia stai. Aș fi vrut o bărcuță, să știi. Uite, poți să iei pe aici, sau? A, da, poți. Chiar poți. Uite, băieții, ceva în canal și vine. Stai, ce e în canal și vine? Aaaa! Huggy! E stricat Huggy-Wuggy-ul ăsta. Huggy-Wuggy stricat. Păi da, dar e tot tatălui. E tot tatălui. Tot, normal că e tot. Doamne ferește. Facem o luăm pe aici? Păi hai pe aici acum, dacă am venit, hai să vedem, că nu habar n-am unde... Habar n-am unde ne duce, băi, o lumină care se mișcă. Oleo, e Mami Long Legs. E Mami Long Legs. Băi, tu n-ai bebe sau ai bebe și tu, nu știu. Nu știu, dar nu știu ce să zic. Nu știu dacă Mami Long Legs are bebe sau nu. Nu știu ce să zic. Ușa numărul 1. Ups. Da. Carton cheț stricat. Carton cheț stricat. Nu dori să vezi așa ceva. Adică vine cu viteza asta spre tine, niciun caz n-ai. Da, cu viteza asta clar nu. N-ai dori să vezi așa ceva. Mă, trebuie să găsim casa lor. Unde e casa lor? Nu știu ce să zic. Sau unde stau ei? Gen Blue și cu prietenii cu cucubeu și cu... A venit rățușcă. Oh, nu. Deci începem să ne apropiem dacă am dat de rățușcă. Am găsit scară. Hai pe scară. Scară. Nu știu dacă e bine, dar... Ok. S-a deschis nefavorabil ușa pentru mine. Și pentru mine. Hai fizica. Gata. Nu mai vine Mihai? Da, ok, iau ușa asta cu totul. Deci, doamne. Gata. Ce de-astea? Oh, no. Ok, deci au început să apară prietenii curcubeu. Da, sunt rudele lor. Înseamnă că o să-i vedem și pe ei în curând. Trebuie să avem grijă. Încă sunt rudele acasă pentru că au avut nunta și... Păi da, dar unde e casa lor? Asta e întrebarea. Bă, da, asta îmi dă cu piciorul și îmi oprește trasul. Da. Am observat și eu asta. Da, mi-e dă cu piciorul. Doamne ferește, și ce... Pe unde o luăm?
Păi nu știu, că noi practic am ieșit pe aici, dar uite, văd că e o zonă destul de deschisă aici cu o fântână în mijloc. Okay. Da, arată uite, interesant. Aici ai ceva. Vezi, ai grijă că te mușcă aoleu, ceva. Aoleu, aoleu! Ia trage. E ori. E ori, îl văd și eu, dar... Rapid. Problema e că cred că am început să ajungem în zona lor. Cred că am început probabil să ajungem în zona lor. Probabil că de asta avem mulți. Ia stai, aici e ceva? Ia să vedem. Poate să... Opa. Bă, ce e aici? Nu știu. De ce sunt ușile astea așa și văd... Scrie WC. S-a deschis. Scrie WC pe e ele. E WC, da, WC. WC-ul. Bă, ce asta? Nu știu. Nu știu ce dă. Sunt uși închise, dar... Ce-i deschis? Crescă ușa ca să vedem. Ce-i închis? Ce-i asta? Ok, e ciudată zona asta, nu știu ce să zic despre ea. What? Ce-i asta aici? Bă! E închisoare, o închisoare ascunsă. Ia. Poți să urci pe aici. What? O închisoare ascunsă. Credeți că are vreo legătură cu nu știu, ce se întâmplă pe insula asta? Da, pare că n-ar fi trebuit să... N-ar fi trebuit să descoperim zona asta, ziceți? Da, dacă e ușa WC și când intri e ceva serios acolo, zice... Da, de ce zice că e ușa WC? Ok, asta e foarte ciudat. Deci se întâmplă ceva ciudat. Oh, e blocul baloane! De la petrecere. Trageți în baloane. Cred că da, e de la botez. Auleu! Da. Doamne, ferește, m-a prins și nu mai pot să trag în el. Uite-te puțin, doamne. Auleu. Nu mai puteam să trag în el, sub nicio formă. Nu puteam să fac nimic. Ok. Doamne. Pondolo. Oh, uite-te pe Blue! E tatăl. E tatăl, vedeți că o să apară și bebelușii dacă au apărut ăștia. Posibil, dar bine, cred că bebelușii sunt acasă. Oh, vai de mine, mamă, ăsta e unchiul cu mușchi. Da, ăsta e Red. Mamă. Da. Mamă, cum sună. Red, unchiul cu mușchi. Dai. Uite-l ia cât de mare e. Așa. Ăsta știu că e un om de știință care devine mare sau ceva de genul ăsta, nu știu exact, dar... A venit mama. Ok, dar veniți, de unde a venit, veniți din direcția asta. Veniți din direcția asta, hai să mergem. Sunt case acolo, uite! Ok. Gata, am găsit zona. Fai de mine. Ia uitați-vă că am dat peste cartierul lor de case. Peste cartierul lor. Oho! Bunicul! Bunicul green! Verde! Ce? Doamne. Ce dă-ți din bunicul? Bunicule, lasă-ne, că avem și noi unul aici. Bună, întrebarea e care din aceste case? Sunt foarte multe case aici care s-ar putea să fie... Nu știu, trebuie să vedem exact, trebuie să investigăm zona. Până acum n-am văzut bebelușii curcubeu. Nu, dar ei au venit din direcția asta, pentru că de aici am văzut să vină mama. Asta am văzut bunicul. Și eu, da. Nu ce să zic acum, trebuie să căutăm casa, pentru că e un cartier de case aici. Da. Să investigăm puțin. Uite, asta pare o casă. Uite, asta de aici, poate? Da. Asta pare o casă, da. Este. Ia să vedem. E geam de la cam blindat. Cam părăsită casa, să știi. Cam părăsită, dar nu știu ce să zic. Da, nu știu, crezi că ar fi ceva ascuns aici? Poate, habar n-am, nu știu. Nu e nimic, capitan. Uite, sunt Olaf de la geam. Ce? E Olaf de la geam. Era mai de la geam. Da. Doamne. Deci chiar nu știu ce să zic. Ce-i pe aici? Păi atunci ai direcția asta. Uite! Oh my god! Este chiar Bebe Blue! E Bebe Blue, aveți da. Grijă, și aveți uite, grijă. Da, direct, nici nu ne-am luat de el și a venit fuga. Dar uite la că noi, face backflip-uri, uite! Da. Pleacă de aici! Bă, da, voi vedeți că față de ceilalți este mult mai puternic, nici nu poți să-l dobor. E mult mai clar. Nici nu poți să-l dobor, n-am nicio șansă. Bebe Blue, dar de ce ești așa rău cu noi? Ia uite că a plecat. Doamne ferește. Oh, Bebe Green! Vin toți! Ăsta nu l-am văzut! Nu l-am văzut! Bebe Green. Pare Bebe fericit. Green. Da, pare fericit el așa. Ia, veniți încoace, veniți. Hai să ne mișcăm din direcția aia, poate să nu fie ceva nasol acolo. Nu știu ce să zic. Aoleu, uite Bebe Orange. Bebe Orange. Uite cum arată cu Pampers. Mie mi se pare că Bebe Orange parcă e mai mare decât Orange-ul normal. Da, așa pare. Parcă. Așa mi se pare. Poate ei nu mai cresc, așa se nasc și nu mai cresc mai mult de atât. Da, nu știu, poate. Așa o fi varianta asta de Orange, dar... Doamne, deci ăsta e cartierul lor. Ăsta e... Da, nu știu ce e ăsta, habar n-am. Ăsta e tot un roz. Tot un roz, dar nu e fata roz, e băiatul roz. Da, probabil. Dar bine, nu știu dacă în momentul de față ar putea să fie extraterestru.
La felul în care are ochii ăștia, sincer să fiu. E varianta aia care te mănâncă, te mănâncă cu totul cu gura, știi, se face și cu gura mare. Ia! Oh, uite-o pe fetița roz. Bebe roz! Mamă! Ok. Bă, dar zici că are mușchi, nu știu de ce, dar așa mi se pare. Da, știu, da, așa pare, cu mușchi. Deci zici că are mușchi și, mă, voi vedeți ce viteză are când face backflip? Uitați-vă puțin. Ia. Hop. Deci dintr-o dată se învârte cu viteza luminii. Parcă e mai rapidă față de Blue. E mai rapidă, da. Când face așa. Ok, e timpul să plecăm de aici, cred că. Ia stai, ce e aici? Pe unde? Uite o intrare pe aici. Uite cum... Mihai, eu n-aș intra aici, serios. Da, nu știu ce să zic. Mihai, nu intru! E foarte interesant. E interesant. Nu mă interesează că e tunelul, dar nu știu ce acolo. Hai, intră tu și hai, că vin și eu. Oh my god! Mihai, este bebe, bebe, nu știu ce bebe ăsta. Bebe... Purple. Bravo. Bă, dar și pe aici te poți duce, voi știți? Cum? Și prin conducta asta te poți duce. Ah, da, și prin... Dar lasă-ne Purple, face. Ia stai, poți să intri pe aici? Nu? Da, poți. Merge? Da. Wow. Ok, asta e ciudat rău de tot, ce e aici? Nu mă oh my god, știți ce e aici? Oh! Aici e pe dedesubt. Da, dar nu pot să trag, nu pot să trag. Vino, vino aici, că aici poți să tragi. Fugiți. Oh my god. E acolo unde ziceam noi că ce e zona asta de dedesubt acolo, știi? Că ziceam când am trecut pe la tunelul ăla. Gata. Doamne, hai pe aici. Hai să trecem pe... Mamă, dar e un tunel lung, rău de tot. Da, este. Am ieșit unde trebuie. Ce acolo? O să fii plăcut surprins. Wow, am ajuns în plajă din nou. Ce frumos. Ce poți face și dreapta? Foarte frumos. Stai, ce e acolo, pisică? Avem parte de ceva. Unde? Ce în spatele vostru? Ai intrat sub podul ăsta. Serios? Ah, e bebe yellow. Yellow, da. Aveți grijă. Doamne, câți bebe sunt. Foarte mulți bebe. E plin de bebe. Da. Ia pleacă, da, mă, și lasă-ne în pace. Doamne, ferește. Așa ce avem ceva. Ce avem nu știu. Oh! Mama mia. Ăla e Siren Head. Asta la acolo care poate treacă, că e prea înalt. A, e din Doors. E din jocul la Doors pe care l-am jucat noi. Da. Și am jucat un joc pe canalul tău, Doors. Da, e bibliotecarul. Nu știu, așa. Da, exact, e bibliotecarul. L-ai luat? Nu știu, nu. Vezi că dacă n-a dispărut, e nasol. Vai de capul meu! Ce e aia? Ăsta cine mai e? Nu știu! Poate cât o mânuță din pământ, știu. Oh my god! Ăsta e ochiul sau ce e? Da, ăsta e ochiul care te urmărește și trebuie să te bagi în dulap! Vai de mine! Oh my god! Oh my god, okay, oh my god! Ok, hai că am înțeles. Nu știu ce face, dacă are vreo putere. Bă, are ceva putere! Oh my god, uite câte mâini a scos! Apar mâinile. M-a luat în brații! Știi că la un moment dat a trecut noi și erau mâini pe jos, erau mâinile lui. S-au făcut 7 miliarde! Doamne, ferește cât sunt! Bă, ce e asta? Nu știu ce vom face. Ok, văd o muniție aici, mă duc să-mi iau muniție, că... Du-te și ia-ți. Stai că nu pot, că mă bat ăștia în continuu. Stai că aș vrea și eu să-mi iau. Dă muniție! Mă mănâncă! Te mănâncă! Te-a mâncat? Ce s-a întâmplat? Au dispărut toți? Nu știu, m-au mâncat și atât le-a fost. Te mănâncă ochiul, te scarpini! Te scarpini! Oh my god, ce ciudățenie! Ce e? Nu știu. Oh, ok, nu vreau să știu ce e. Bă, dați-i un fel de Siren Head, adică gen... Da, ceva de genul. Ce face? Ce face? Bă... N-a murit. Serios? Stai că n-a murit, are viață, mă uite pe el. Ăsta e Demogorgonul fără... Da, văd viață, dar a leșinat. Bă, dar n-a murit, ce... Opa! Ok, nu știu ce face. Oh my god, e mai puternic! Are viață! Fugiți! Te-a luat în brațe? Da, m-a luat și m-a mâncat, a vrut să mă mănânce așa cu gură. Mamă, nu mă așteptam să evolueze! De ce că e vorul nou? Wow, uite, dă cu atacuri noi, ia uite. What? Vai de capul meu! Mamă, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Doamne, ia uite-l. Oh, nu-mi zic că iarăși face. Nu mi-apare că ar mai avea HP, dar... Nu, lasă-l că poate... A dispărut. S-a sperat că rămâne dispărut. What? Doamne, ferește. Ok, nu mă așteptam la chestia asta când am început episodul, adică mă așteptam să-i vedem pe bebe ăștia, de niciun caz creaturi din Doors, care să evolueze în halul ăsta. Și n-am văzut de când ne jucăm noi Garry's, n-am văzut de creaturi care să evolueze în halul ăsta. What?
Da, ok, și aici e destul de adâncă apa, n-aș vrea să mă duc, sincer. Nu, no. Dar se vede frumos. Cred că e timpul să ne întoarcem înapoi acasă? Aia acasă, da, numai. Da, 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 uite, da, casa noastră e chiar acolo, dar nu știu, e cam un pic de notat aici și cam, nu știu dacă e ceva înăuntru. Știi ce zic, adică... Da, nu știu ce să zic. Vă băgați că acolo e casa noastră, uite. Hai, ce să facem? Să sperăm. Wow, mai tot întuneric, uitați-vă sub apă, Doamne, cum se vede. Știu, nu se vede fundul, nu se vede fundul deloc. Da, nu știm unde. Da. Uitați-vă în jos, e negru tot, nu văd nimic. Nu vreau, e frumos cerul, e ok. E ok. Doamne ferește. Ok, deci am vrut să-i vedem pe Bebe, da, Curcubeu, și ne-am ales cu aceste creaturi foarte, foarte ciudate în episodul de astăzi. Ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!